La acest seminar vor participa elevii ai Liceului Teoretic Iulia Zanfirescu din Mioveni, reprezentanții ai Consiliului Local Mioveni, dar și primarul orașului Ion Georgescu. Acțiunea în sine are drept scop implicarea elevilor în activitățile caracter educațional, caracter civic și politic. Finalul va fi în acest parteneriat selectarea unor elevi în vederea colaborărilor la nivel european prin fundație. Proiectul Joc de Strategie Politică Locală s-a dezvoltat în 11 județe, printre care județul Mureș, Brașov, Sibiu, Alba și Bihor, iar scopul seminarului este ca tinerii cetățeni să nu trăiască politica doar ca spectatori pasivi, ci să devină formatori activi. Tinerii trebuie să cunoască toate elementele democrației, în afară de lectura și învățământul de zi cu zi, aceste elemente reale de implicare în comunitate, de realizarea unui scop bine determinat pentru viitorul lor și totodată de a veni cu forțe proaspete, de a îmbunătăți în viitor un parlament cu idei noi, ideologii prospere și alte proiecte legate de noi, de comunitate, de societatea civilă în general. În prima zi a seminarului, elevii de la Liceul Teoretic Iulia Zanfirescu din Mioveni au participat la o ședință a Consiliului Local Mioveni, iar apoi urmează să tragă concluziile de unii singuri. Concluziile din cadrul ședinței ordinare a Consiliului Local vor fi expuse în a doua zi a seminarului de către elevii participanți, iar jocul va fi condus de o echipă de trainer experimentați.